Dacă observi în viața ta lucruri de care ești biruit, înseamnă că ești robul acelor lucruri. Am o veste bună pentru tine. Isus este cu adevărat cel care eliberează. Dacă vrei să fii liber, Domnul Isus a spus, dacă Fiul vă face liber, cu adevărat vei fi liber. Și oricine îl va chema, va fi salvat. Adică iertat, vindecat, eliberat, dacă vrei lucrul acestea, cheamă pe Domnul Isus în viața ta. Chiar acum spune, Isuse, am nevoie să fiu mai mult decât un personaj istoric. Doamne Isuse, am nevoie să fiu mai mult decât cel care am auzit la școala duminicală. Doamne Isuse, am nevoie să fiu mai mult decât subiectul predicilor din fiecare duminică. Doamne Isuse, am nevoie de tine ca persoană vie, reală în viața mea. Am nevoie de ajutorul tău. Am nevoie de implicarea ta, am nevoie de vindecarea ta, am nevoie de puterea ta, te rog, Isuse, vino, atinge-mă cu Duhul Tău cel Sfânt, vino, Isuse, și umple-mă cu prezența ta, vino, Isuse, și doar prezența ta va fi de ajuns ca orice demon, orice duh, orice legătură să fie ruptă în viața mea. Te chem pe Tine, Isuse, ca Domn, Stăpânitor, Salvator, dă-mă viață nouă nu o viață de unul singur, ci o viață împreună cu tine. Îți mulțumesc că tu mă asculți, pentru că tu ai promis că cuvântul tău este da și amin. Îți mulțumesc că voia ta este bună, plăcută și desăvășită. Împlinește, Doamne, în viața mea. În numele tău m-am rugat. Dacă ai făcut această rugăciune împreună cu mine, fi sigur că Isus este singura persoană din acest univers care va răspunde pentru că El a promis.